Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine m-am regăsit la un nou car vlog. De această dată am revenit în Matiz alături de Norris și salutare. O să ne plimbăm cu Matizul, o să stăm la o mică discuție cu Matizul și o să discutăm despre cum au fost aceștia 500 și ceva de kilometri pe care am făcut cu Matizul și o să discutăm și legat de consum și prețul mașinii, pentru că trebuie să vi-l spun, pentru că multă lume mi-a pus acolo toate speculațiile de preț, o grămadă de prețuri. Hai să nu mai stăm la discuții și ne punem în mișcare. Suntem undeva în afara Bucureștiului, în zona Odorheiu. Ordoreanu. Ordoreanu. Odorheiu. Se crezi? Odorheiu. Îi dăm așa. Pam, pam, pam. Frumos. Uite, STB-ul pe aici. Ia uite, mașina electrică. BMW. Da, ia uite și mașina electrică. Și ăsta are panouri solare. Tipul ăsta. A, deci e în bani omul ăsta, am înțeles. Da. Pentru cei care nu ați văzut videoul de prezentare a mașinii, vă readuc aminte, problemele mari ale mașinii astea este că nu are servă direcție și s-a văzut un pic și acolo la plecare și se simte, adică și scârție când vrei să dai o parcare, când nu știu ce, scârție, e destul de nașpa. Și o altă chestie, un minus la mașina asta, este faptul că murim de cald. Dar de-aia am încercat să filmăm seara acum. Dar trebuie, sper să fie bine, să nu cumva să bată soarele prost aiurea. Cumva. Dacă vine, dacă vine ceva cu viteză, nașpa. Auzi. Mamă, tremură telefonul. Se aude motorul ăsta 08. Nu știu exact cât căluți, dar 08. Care, simt să vă spun că motorul ăsta consumă, frate. Deci chiar consumă. Surprinzător, consumă destul de... Am vrut să dau una și asta pentru că peste 2000 de kilometri am de când am permis, 2 săptămâni. Și m-am obișnuit, am condus în ultima vreme numai cu Skoda, pentru că am fost plecat la drum lung. Pentru cei care mă urmăriți pe Instagram ați văzut, am făcut Transfăgărășan, am mers până la Cluj, am fost până la mare. M-am plimbat destul de mult și am fost cu Skoda și m-am obișnuit să dau una 6 la viteza asta, dar nu aici a 6 aici la Matiz. Ok, uite. Am prins și noi un 85. Deci mașina merge foarte bine, țin să vă spun. Imediat o să vă spun și prețul pe care l-am dat pe mașină. Înainte de asta vreau să vă spun legat de consum. Pentru că, deși e mică mașina, are un motor de 0.8, bă, consumă destul de mult, după părerea mea. Adică consumă undeva la 10, este benzină, consumă undeva pe la 10. Și având în vedere că pe Skoda Rapid am un motor de 1 litru și am reușit să scot consum și în oraș de 7, la drum lung am scos 5, 6, am scos destul de ok și am mers destul de rapid, adică nu am stat ușor să merg acolo liniștit și pe autostrada și toate astea, am mers destul de rapid și se scoate un consum mic, bine, dar mașina Skoda Rapid din 2018, un litru frumos, adaptat, optimizat, se scoate un consum ca lumea. Îmi dau seama că ăsta la 0.8 și la cât de veche e, consumă ca lumea. Nu mă așteptam să aibă un consum de 10. Am făcut eu un calcul de când am făcut plinul până la jumătatea rezervorului. Am făcut eu niște calcule câți kilometri am făcut, m-am uitat toate astea și am făcut un calcul și scoate aproximativ 10% consum. Nu știu cum vi se pare vouă, mie mi se pare un consum destul de mare. M-aș fi așteptat și la un consum de 8, de un 9 pe acolo, dar 10 mi se pare un consum destul de mare pentru mașina asta. Și dacă m-aș fi dat mai tare la ea și nu aș fi mers economic, poate și 11. Da, pe bune. Ce-i drept, a fost făcut în oraș în principal. A fost făcut și un pic la drumul lung cât am fost un pic plecat către Otopeni cu mașina, deci nu a fost doar în oraș. Dar da, a fost lejer, n-am avut nicio problemă. Ce îmi place la mașina asta este că e ușor de parcat. Relativ, dacă avea servodirecție, era luxul parcării. Nu aveai cum să nu o parchezi ușor, pentru că e mică, vezi totul în ea, ai vizibilitate, nu ai absolut nicio problemă de parcare. Doar că, da, evident că nu are senzor sau ceva de genul, dar nu prea e nevoie. Nu are senzor. Mi-a zis unul, și senzor nimic, nu piuie nimic. Ce să piuie, frate, te uiți? Nu mai piuie nimic, piuie decât dacă o lovești pe aia din spate. Piuie alarma la aia. Se aude un poc aici. Da, se aude un poc. Nu piuie, dar aici e poc. Da. Așa, legat de prețul mașinii, să vă spun care este prețul mașinii, ca să vă spun, intenția mea cu mașina asta a fost să iau o mașină pe care să o pot să o dau la Rabla, pentru noua mașină, pentru că vă reamintesc, scopul acestei mașini nu a fost pentru a fi prima mea mașină când am cumpărat-o, de-aia nici nu m-a interesat prețul, dar am avut noroc că în prețul pe care l-am dat, am prins o mașină extrem de bună, la kilometri foarte bun, cu ITP, cu rovinietă pe un an, cu toate nebunile deja făcute. Full options. Full options, da. Full options, mai puțin are condiționat și servodirecție, dar în fine. La prețul pe care l-am dat de 2000 de lei,
Deci 2000 de lei a costat mașina, gai, nu ne zici mie, cum mi se pare prețul ăsta de 2000 de lei? Păi să uită Noris acum, ușor. Tu vorbește în continuare, eu stau liniștit aici. Stai aici, liniștit Noris. Îl ia puțin cu palpitația că mă concentrez la discurs aici și crede că nu mai stai la... Da, exact. Și sincer, acum mie îmi pare rău că dau mașina asta. Nu știu, m-am atașat un pic de ea și având în vedere și cât am dat pe ea, parcă nu-ți vine așa să dai, dar tot trebuie să dau pentru că gândiți-vă că pot face rost de pe urma ei și o să fac rost de pe urma ei de 7500 de lei. Adică dai 2000 de lei și dacă îți cumperi o mașină nouă, faci rost de 7500 de lei. Schemă! Schemă! Nici țara, Andrei, rost. Ce să mai... A, uite, vezi, aici e tot traficul ăsta și aici se oprește traficul de pe Alexandria. Că noi pe aici am și venit, dar... Era foarte nașpa și soarele și cum venea și toate astea și n-am mai apucat să mai vorbim nimica. Deci da, prețul este de 2000 de lei, nu știu cum se face Noris prețul ăsta pentru mașina asta. Ai dat banii ăștia pe mașina asta? Categoric. Deci 2000 de lei pentru mașina asta te duce din ambe. Bine, da. Mai mult în oraș, că dacă păi da, ești la mare în sau... oraș. Ce, o mașină de oraș? Ce vrei mai mult de o mașină de oraș? Adică funcționează cum trebuie, are totul în regulă. La iarnă, cu frigul ăla. Bă, bagă căldură. Căldură deci bagă. De căldură bagă. Dar nu bagă răcoare. Răcoare mai puțin. Răcoare mai puțin și acum. Și cu servo, atâta. Ce să faci? Asta este, n-ai. Uite, bă, băiatul ăla ce servo avea. La Logan. Vine ăștia în veselie pe aici, frate. Nu te lasă și pe tine nimeni, mă. Nimeni. Gata, mă. S-a băgat Andrei cu tupeu. Au cedează oricum. Gata, bossule. Auzi. Da, uite că pe aici e liber. Păi da, e înspre București. Cum? Și diferența e de culoare, observ. Da, vezi. Noi în traficul ăsta am stat când am venit încoace. Vedeți tot traficul de pe drumul ăsta? Mi-am băgat piciorul în el de vlog și l-am oprit când am văzut ce trafic era aici. Că nu era nimic interesant, stăteam în trafic și am zis mai bine că îl filmăm de acolo când ne întoarcem. Și mai bine așa, pentru că vedeți și voi drumul. Adică decât nu cred că voia să vedeți traficul. Nu e nimic interesant în asta. A, da, dar chiar în cât timp o dai? Mașina, am spus că cam în 2 săptămâni s-ar putea să nu mai fie pe... Ia uite și pe ăsta, tu uite. Du-te, tică, cu bicicletă. Mamă, dar cum se aude motorul, frate, deci la Skoda aia nu auzi nimic. Aici efectiv zici că ești cu șoseaua. Mamă, ce groapă era aia. Simți orice matizul ăsta? Orice simți matizul ăsta. Și cred că dacă nu eram cu la varierele, știți că nu înțelegeați nimic din ce se aude pe aici. Pe bune. Da, ai așa o diferență între Skoda și Matiz, nu știu, ceva care te-a marcat. Păi ceea ce ai m-a marcat, și m-a marcat foarte mult a fost faptul că când vii de la Matizul ăsta la Skoda Rapid, care nu e o mașină gen lux sau ceva de genul, dar e o mașină gen din 2018, care când te urci la aia, nu mai auzi nimic, gen, nu se aude cum se aude la asta. La asta ești una cu șoseaua, auzi totul, știi? Nu ai cum să stai liniștit, să te asumi în asta, nu știu. La asta, în Skoda pe bune, îți dă sentimentul că te ia somnul. Dacă ești la un drum așa liniștit cu muzica băgată, chiar am avut situația asta în care efectiv te ia somnul. Pentru că e foarte liniștit așa, frumos, nu ai nicio problemă, merge foarte liniștită, nu simți gropile, nu toate astea, e doar așa un pic balans, ușor. Balans. Păi da, așa, ușor, da, te ia somnul și asta nu e un lucru bun. Și scaunele. Se simte diferență sau nu prea? Sincer. Bă, mi se pare ok scaunele astea de mai... Îți dai seama că se simte diferență, sunt mult mai comode alea. Și mai mari, nu? Da. Gen, dar nu e ca și cum ar fi un S-Class Skoda aia Rapid sau mai știu eu ce. În viața mea n-am mers într-un S-Class. Nici eu. Mă întreb cât de confortabil poate să fie. Da, și eu, oare cât de confortabil o fi, poate. Nu știu, cel mai confortabil, cred că până acum în ce mașină am stat eu a fost o Tesla. Da, ca și mine. Cred că am fost atunci, nu? Da, cred că a fost cea mai comodă. Nu știu, a fost foarte comodă Tesla. Nu prea am fost eu în Sheptar, în S, în mai știu eu ce mașini așa de lux. Dar am spus, cel mai comod mi s-a părut Tesla, că n-am și fost. Și mi s-a părut cel mai ok ca m-am stat. Ia uite, vine asta rachetă în spate. Du-te! Vezi, m-am updatat deja, frate. Să mă uit în oglinda retrovizoare când vine ăștia cu viteză, că... Chevrolet? Avea băiat. Se duc ăștia rachetă, frate. Nu știu, spuneți-mi acolo în comentarii dacă vreți să mai vedeți car vlog-uri. Oricum o să mai facem și când vine mașina. Vă spun că o să vă placă, sigur. Totul ce o să fie, toată nebunia, tot procesul, o să vă placă maxim. Ata vă zic.